Deci acest cântec mi-a adus frumosul trofeu Floarea din Grădină în 1985. Singurul concurs de așa mare anvergură din România. Deci în România există 60 de asemenea trofee în toată țara, între cei 20 de milioane, 23 cât era atunci, în 85. Și acest trofeu este în casa mea. Și sunt fericit că am reușit ca această zonă, prin cântecele pe care le-am adus, și mai ales prin cântecul care îmi spune lumea și în față, domnul Nicolae Mărășan, vă reprezint acest cântec, vă rog să ne-l cântați de 5 ori, de 10 ori. Sunt fericit, dar rămân la felul de a-l cânta o dată pentru ei când ne întâlnești. Mai încă o dată, la altă întâlnire. Și tot așa. Și mai las și pe ei să-l cânte. Și îl cântă foarte frumos. Și sunt fericit că am îmbrățișat de la început acest cântec. Nu știu, are ceva specific, ceva special în el. V-am spus, un cântec de 3 strofe reprezintă viața omului de la început până la capăt.